care te lasă, pur și simplu te lasă fără cuvinte. Ce nume o să vedeți în seara aceasta, în această plângere? O să vedeți și plângerea. Colegii mei au... Plângerea a fost toată ziua pe nasu.tv, pe site, cu articolele aferente. Dar chiar cu invitatul meu în această seară o să discutăm de ce nu a preluat-o presa. Plus multe alte subiecte. Aveam alte subiecte pregătite pentru dumneavoastră, dar n-am putut să trecem peste aceste subiecte. Invitatul meu din prima parte este domnul Teodor Mărieș. Bună seara, domnul. Bună seara, Tudor, știți că aveam alte subiecte, pregătisem alte subiecte, o să vorbim și de ele, dar aceste plângeri adresate de ANA lui sunt fenomenale. Cum îți explici? Am vorbit înainte. Cum îți explici că presa nu a preluat absolut nimic? Adică foarte, foarte puțin. Simplu și precis. Măgureanu conduce seriul din 1990 și până azi. Da, da, aici vorbim de... Și a coaliției lui, bineînțeles, nu singur. Vorbim de două plângeri pe parcursul emisiunii, vom vorbi mai pe larg. Într-o plângere vorbim chiar de instigare la omor, într-o plângere. De ce vă miră instigare la omor? Ei nu au instigat la omor. Au instigat la omor în decembrie 89 și au și ucis. Ce vă mai miră de o instigare simplă la Codruz, Marta sau eu știu la care, din cei cu care au furat? Și sunt criminali de profesie, asta este, n-au ce să facă altceva decât să-și ducă până la capăt crucea. Important este de ce îi lasă serviciile speciale să ajungă aici. Dar, Tomas... Pentru că au infiltrat oamenii acolo și Măgureanu încă o dată cu acoliții lui din 90 până azi conduce în mare parte seriul. Credeți că în momentul ăsta domnul Măgureanu mai conduce seriu? Păi o să vă dau un exemplu. În urmă cu 4-5 ani m-am dus la Timișoara. M-am dus la Timișoara, o adunare mare acolo de vreo 600 de persoane și m-am trezit cu doi indivizi din Timișoara care au început să sară de pe momentul în care eu am ajuns, eram și în greva foamei. Invitat fiind, nu m-am dus întâmplător la Timișoara, au început să sară, au sărit de pe scările operei, nenorocire, Mărieș la Timișoara, era marele dușman la Timișoara. Mă uit la reacția lumii, nimeni nu reacționează, 600 de oameni, 700 de oameni acolo. Presă foarte multă, jandarmi la fel, m-au înconjurat jandarmii, presa, nu înțelegea nimeni nimic. În fine, până la urmă am făcut o declarație la presă, am trecut prin fața întregii mulțimi, am plecat, am venit în spatele mulțimii la un moment dat și am zis, domnule, pe aici, prin mijloc, până la tribună, până la tribună, până la scările operei. Am trecut printre jandarmi, am trecut prin mulțime, am ajuns la scările operei și în momentul în care am urcat pe scări s-a întrerupt stația. Și mi s-a spus, domnul Mărieș, spuneți-le celorlalți să plece de pe scări și rămâne singur și dăm drumul la stație. Băi, zic că aveți pregătit și bulionul, tot cerneală, ce aveți pregătit? Că eu nu sunt Emil Constantinescu. S-au disputat, s-au certat, eu nu-mi permis să dau liderii Timișoarei jos de pe scările operei. Până la urmă, revoluție de la Timișoara, sigur. În aceste condiții s-au certat ei, după jumătate, după 3-4 minute au dat drumul la stație, am vorbit, am ieșit în mulțime, m-au luat pe brațe. Nu mai pleca lumea, ei aveau o altă țintă la prefectură, un protest acolo, am plecat cu ei, au venit și m-au rugat organizatorii, domnule, vină cu noi. Am mers la prefectură, jos, Băsescu, jos, ok, jos, asta e, jos. Nu era nicio problemă din punctul meu de vedere. Și ne-am întors și când am ajuns în piața operei, am anunțat o conferință de presă la Societatea Timișoara, prietenii mei de la Societatea Timișoara, i-am rugat doar 3-4 ziare, dacă vin un post de radio local, nu contează, e important să spun ce s-a întâmplat la Timișoara. Și mă sună telefonul. Alo, domnul Mărieș, da, sunt cu tare. Am aflat după câțiva ani persoana respectivă, tot un coleg, dar dintr-un alt oraș, din Ardeal. Deci că Măgureanu este în restaurantul Cutare din momentul în care ați intrat în piață. Păi zic, eu sunt în fața restaurantului, mi-am 20 de metri până la aia. Că hai să intru să verific. Mulțumesc, închid telefonul, intru Măgureanu la bar cu încă un piticani așa cu pălărie, tovarăș de la Denădejde, că toți erau mititei ăștia, că dacă era unul mai înalt între ei, îi tăiau din tocuri. Intru, normal că nu m-am abținut, i-am dat să punea la dirigoare, am ieșit afară și în momentul în care avea terasă. Cât am traversat eu terasa, mă așteptau 20-25 de la București, plus ce mai era de la Timișoara, era un alai, care veneau cu mine, mergeam spre Societatea Timișoara. Și le spun, băi, fiți atenți, uite, așa, așa, așa. Unul dintre ei, că uite-l. Omul ieșea pe ușă. Normal, m-am întors a doua oră, da? La o nouă față în față, ochi în ochi. M-am dus la el și i-am zis, el către mine, zice, domnul Rie, să nu credeți că vi s-a întâmplat ce vi s-a întâmplat la Timișoara din cauza mea. De hoașcă.
Am pus la momentul ăla pe net tot ce am spus, fără niciun fel de problemă, să caute lumea, că n-am nicio reținere că îl înjur pe Virgil Măgurean. Sigur că mi-a venit mai mult, dar m-am abținut în momentul acela și am zis, bă, bun, ok, prea multă lume aici, mă duc să țin conferința de presă. I-au dat colegii mei sărmăluțe, un foi de viță, cu totul, așa. Seara am venit cu el pe avion. Cum adică nu conduce? Măgureanu conduce. El și-a sunt aproape 20 de ani de când nu mai 26, conduce. Nu 20. 26, 26 da? El a infiltrat în 1990 toate lepădăturile și toate scursurile și toată floarea sovieticilor de atunci i-a băgat în structură. Cine să-i mai scoată? Mie îmi pare foarte rău de niște oameni din SRI, de niște băieți tineri din SRI, de niște promoții. Dom'le, vorbim de niște promoții, s-au dat niște bani, statul ăsta a plătit bani grei. Promoția 1990, 91, 92. Avem 26 de promoții de ofițeri de securitate formați, din păcate, ce vorbim? În 1990, în vară, nu mai vorbim ce au făcut elevii în decembrie, că au venit la universitate aduși pe 21 decembrie și au tras. Nu mai vorbim de diversiunea de după 22. În vară au ținut 1000 de mineri în școala de ofițeri, la bazin, cu pastă de dinți, cu ciorăpei, la mineri, tot curat, până în luna august, ca să ce? Să intervină împotriva cine a ținut Măgureanu? În școala de ofițeri, cu domnul Abraham și cu încă un domn general în scapă în momentul ăsta, dar vi-l spun pe parcursul emisiunii. Deci, e prea mult, ăla era șeful școlii la momentul respectiv. Da? Dacă nimeni nu-i judecă, nimeni nu i-a dovedit în aceste dosare fabuloase, nimeni nu vrea să înțeleagă acest lucru, că ei sunt vinovați de crimă, așteptați-vă la crimă și la alte crime, că deocamdată n-au scos pistolul. Stați, aveți răbdare. Că până în vară cred că scos și pistolul. Tu, Mărieș, în prima plângere pe care doamna Măgureanu, Alina Ioana, să le zicem telespectatorilor că doamna Măgureanu, Alina Ioana, este fosta soție a fiului domnului Măgureanu. Da? Păi aici sunt niște nume grele. Doar vi le citesc. Antonescu George Crin Laurențiu, senator în Senatul României, fost președinte interim al României. Da? Vălean Adina Ioana, europarlamentar. Măgureanu Marian. Măgureanu Maria. Măgureanu Virgil. Haideți că sunt Biriș Ion Andrei. Roșu general, Biriș, da. Da? Isărescu Mugur Constantin, guvernator al Băncii Naționale a României. Lume selectă. Da? Dobrescu Dragoș. Adică nu vorbim de Florian. Cine Dobrescu? Acest Dobrescu Dragoș este un asociat în firma Rompres, al domnului Florian Walter, și el face parte de aici, da? Chiliman Andrei Ioan. Oprescu Sorin. Adică asta e prima plângere. Și doamna Măgureanu, Alina Ioana, îi acuză pe dânsii, adică aici mai sunt niște oameni, sunt cu... Asta ce spunându-vă, părerea mea este un mic blestem. Încă n-am auzit în familie să dea în primire unii pe alții. Încă n-am auzit. O să se întâmple și lucrul acesta, pentru că la ce urmează probabil că se vor cotorosi soț de soție, tată de fiu și așa mai departe. Asta e, așa au făcut și ei în decembrie 89. Dar aici vorbim deja nu de familie, vorbim de familia, vorbim de mafie aici. Adică aici nu mai stat, mai există în România stat de drept în acest moment. Probabil vorbim de afaceriști, de oameni politici, de guvernatorul Băncii Naționale. Foarte grav. Da? Nu știu vorbim de structuri, că eu până la urmă asta vreau să zic. Structurile statului ce-au făcut? Poliția, SRI-ul. Ce-au făcut acești oameni? Ce să facă poliția la Măgureanu? Ce să facă poliția la Măgureanu? Păi atunci de ce îi plătim? Păi de ce îi plătim? Poliția n-a făcut la Oprea, dar să facă la Măgureanu. Nu înțelegi că i-a ținut toți. Pe Măgureanu i-a ținut de naș și ține de nas pe toți. Păi, și atunci, deci această doamnă, eu nu vreau, în general nu-mi place să vorbesc despre doamne. Deci am o mare problemă când trebuie să mă disput cu doamnele, pentru că din punctul meu de vedere nu trebuie băgate în mizerile în care au fost băgate și știi că am reacționat și la doamna Bica și la doamna Udrea și... Băi, nu băgați femeile unde nu e le locul. Sau dacă le băgați, nu le lăsați să facă ceea ce nu-i de făcut. Din păcate, avem asemenea tip de mari bărbați în România care... Hai da, să această doamnă a asistat la discuții, ea făcând poate în familie. Părerea mea este că este un om disperat care a asistat și are o presiune psihică extraordinară. Eu mă mir că a avut curajul să facă. Sper ca cineva să asigure din structurile de informații, să asigure securitatea acestei doamne, pentru că ar fi păcat ca un om tânăr
care este sincer și care într-adevăr vrea să spună niște adevăruri, a avut curajul de a făcut și această plângere, numai asta Sunt două plângeri, mai e o plângere, mai gravă. Ar trebui să-i asigure protecție. Nu știu în ce măsură domnul Coldea este interesat să-i asigure această protecție, pentru că domnul Coldea, din punctul meu de vedere, este același copil ca și ceilalți mulți al lui Măgureanu. Da, deci în această plângere vorbim de constituirea unui grup infracțional organizat. Vorbim de spălarea banilor. Bun, al doilea nume acolo este Antonescu, da? Crin Antonescu. Crin Antonescu, care a ajuns până la înalta funcție de președinte interimar a României, da? El are o problemă cu Măgureanu care este știută și paraștiută și de care s-a vorbit sau nu s-a vorbit în campanie. Domnul Antonescu și-a cumpărat și el o casă și n-a găsit o altă casă să-și cumpere decât o casă de la Virgil Măgureanu. Din acel moment... Plângerea, prima plângere pentru această casă este. Deci toți acești oameni au lucrat ca domnul Antonescu, da. Le spun telespectatorilor, găsesc plângerea completă, o găsesc pe nașul.tv, poate să intre. Ce a făcut domnul Antonescu? Domnul Antonescu și-a cumpărat acele două apartamente. Și totul, domnul Isărescu, mare lucru în această plângere n-a făcut, doar a dat puțin trafic de influență. A dat niște telefoane la o bancă privată ca să se ia niște credite, fără garanții, fără... Dar n-a fost așa scumpă acea casă, am înțeles că a fost undeva 240 de mii. Păi nu, dar ne explică această doamnă, doamna Măgureanu, de ce n-a fost așa scumpă acea casă. De ce? Pentru că alți doi oameni au plătit alt apartament mult supraevaluat, ca domnul Antonescu să poată să o cumpere subevaluat acea casă. Deci pentru că această casă a fost subevaluată? A fost subevaluată la jumătate, că n-avea de unde să... Sper să vadă această emisiune mulți din prietenii care le-am spus la momentul respectiv. Aici e cheia între Antonescu și Măgureanu. Casa cumpărată de la Măgureanu. Da, pentru că acel bloc a fost construit de familia domnului Măgureanu. Am înțeles. Da? Și în toată această plângere este detaliat cine, ce a făcut. Deci fiecare a avut câte domnul Biriș, domnul... Ce a făcut domnul Biriș? Chiar că... Păi domnul Biriș o să caut și o să vă spun exact. Deci toată lumea a făcut câte ceva. A pus umărul. A pus umărul ca domnul, domn președinte a României. A României să-și cumpere, cu doamna Văleanu, să-și cumpere aceste apartamente subevaluate. Domnul Florian Walter, domnul Dobrescu, ce au făcut? Au plătit alt apartament supraevaluat. Ca domnul Măgureanu să-și ia bani. Să-și ia bani. Deci el nu numai că l-a prins în această combinație, în această, să zic, cumpărare, vânzare, cumpărare pe Antonescu, în sensul că au făcut acte un pic pe lângă și sumele de bani nu au fost cele corecte. Nu? Asta da, trebuie să înțelegem. Exact. Da? Probabil că acești martori erau dispuși ca la un moment dat, când domnul Antonescu a ajuns la președintele României și nu a ascultat de Virgil Măgureanu, probabil că îi promisese și că îl pune șeful seriului din nou, da? Domnul Antonescu trebuia neapărat, putea să-l dea în primire oricând, puteau să vină să spună, uite, asta e problema, i-am dat, a cumpărat o casă care a fost subevaluată și uite cum îl găseam pe domnul Antonescu cu un dosar dacă nu răspundea comenzilor Virgil Măgureanu. Dar ne văd telespectatorii. Și dar că m-ați întrebat ce a făcut domnul Biriș. Păi am găsit imediat ce a făcut domnul Biriș. Păi domnul Biriș a intermediat șpaga spre primărie. Deci era un puț și nu putea să construiască un bloc atât de mare în sectorul 1, pe strada Zăgazului. Și domnul Biriș a intermediat suma de 150.000 de euro pentru a achita șpăgile. Cum adică? Biriș s-a dus cu șpăgile? Generalul Biriș, dita mai generalul patriot Biriș, s-a dus cu șpăgile la primărie? Asta spune... Sper să nu greșesc, să nu fie fiul domnului Biriș. E Biriș Ioan Andrei. Om de afaceri asociat. Ia verificați. Este un om de afaceri asociat în firma BDG Import SRL. BDG Import SRL, știți ce este? Cel mai mare importator de alcool din România. Poate nu are legătură cu generalul Biriș. Poate e un Biriș. Să nu greșim. Deci, verificați, vedeți cine e acest domn. Cel mai mare importator de alcool din România, da, această firmă, este a domnului Biriș Ioan Andrei. Are niște cluburi prin București, niște... Bun, ok, are cluburi, nu are cluburi, important este, are legătură cu seriul sau nu are legătură cu seriul? E băiatul acelui Biriș general sau nu are nicio legătură cu el? Colegi, verificați. Dacă nu are nicio legătură, nu trebuie băgat generalul Biriș în combinația asta. E, au făcut niște acte false, au scos de la o bancă, deocamdată nu spun numele băncii, dar telespectatorii poate să intre pe site pe nașul.tv să vadă și numele băncii, au scos de la o bancă privată în România 150.000 de euro. Dar avea Antonescu cu banii ăștia 200.000 de euro? Păi nu, apartamentele costau în jur de vreo 5-6.000 de euro. Păi nu, dar un apartamentul respectiv, mi-aduc aminte că s-a cumpărat cu 240.000. Păi da, dacă fiind subevaluat la jumătate de preț. Păi n-a văzut nimeni celălalt de sus cu cât s-a cumpărat. Păi celălalt s-a cumpărat cu 700.000.
Ca să domnul Măgureanu să scoată bani. Înseamnă că dați-mi voie să spun domnul Antonescu un imbecil. Se poate spune? E, nu, domnul Antonescu. Păi cum, stai puțin. Adică tu nu-ți dai seama că ăsta, omul ăsta te poate vinde mâine și tu te iniți la cea mai înaltă funcție în stat? Băi, era... Ăsta păi, putea să fie la un... Dacă erau... Vreți părerea mea? Eu cred că de asta s-a și retras. No, a, bun, nu știu dacă de asta s-a retras. Nu din cauza apartamentului. A spus un cuvânt înainte. Nu vreau să-l repet. A, bun. Păi da? Nu, dar nu se poate. Deci nu poți să fii... Eu înțeleg atitudinea lui Antonescu. Este complet dezinteresat de ceea ce înseamnă adevăr, de ceea ce înseamnă decembrie, de ceea ce înseamnă iunie, de ceea ce înseamnă distrugerea Partidului Național Liberal de către serviciile secrete și de către mineri în 14-15 iunie. Pe acest om nu l-a interesat niciodată și asta o spun în relația directă dintre mine și el. Deci știu chestiunea asta. Și probabil că se trage tot de la această relație bună cu Măgureanu. Dacă nu s-o trage de la cealaltă relație bună a lui cu fosta securitate, pentru că la un moment dat a apărut un nume de cod. Și dacă a avut o problemă de tipul ăsta, înseamnă că băieții Măgureanu a preluat tot de la vechea securitate. El a știut toți informatorii. Da? Pe unul dintre ei lansează acum, îl lansează să-și facă partid. Pe unul din informatorii dinainte de 89. Și l-a băgat și a acoperit în 1992. Da? O să vorbim la momentul respectiv. Deci Măgureanu a șantajat de la ceea ce se numește MISA prin acest bivolaru, da? Și acele puștoaice băgate în paturile politicienilor și când se duceau și în sfârșit primea Măgureanu caseta și înregistrarea, nu făceau altceva decât să-l cheme pe domnul senator sau deputat și să-i spună: domnule, uitați, aveți o problemă, o dificultate. Și ăla, unii dintre ei erau mai erau și bărbați între ei. Hai, domnule, ce naiba, m-am dus și eu la... Păi te-ai dus, dar era minoră. Aveți probe, domnul Măriș, pentru aceste lucruri? Păi noi am ofițerul care a primit casetele, stai liniștit. Hai să vorbească Măgureanu cu mine subiectul ăsta. Bun, dar când scăpăm o dată, domnul Măgureanu? Nu mergeau casetele la tine prima dată. Prima dată mergeau în altă parte și după care mergeau la tine. Domnul Măriș, dar cum putem deci, scăpa o dată această țară de această mafie? Ascultă-mă, ei au lucrat și au condus și au influențat prin trafic de influență și prin șantaj. Nu că îi duce mintea. Pe Măgureanu nu îi duce mintea. Știi ce făcea Măgureanu înainte de 89? Haideți să vă povestesc, pentru că asta e filmată, este dată la un post de televiziune național și omul nu trăiește, dar avem filmare. Dar haideți povestiți-le după scurtă pauză publicitară. Da, povestim după scurtă pauză. Revenim. Am revenit. Domnul Măriș, înainte de pauză v-am întrerupt. Vrea să ne povestiți ce a făcut domnul Măgureanu înainte de 89. Da. Vă spun cu mare drag și cred că cel care a mărturisit această faptă a lor, a lui și a altora, de acolo, de undeva, cred că o să fie foarte satisfăcut săracul și o să vă explic și în ce condiții a făcut această declarație. Dar înainte de asta vreau să-mi cer scuze pentru că nu vreau să dezinformez telespectatorii. În pauză mi-a dat un mesaj un coleg și mi-a spus că site-ul Asociației 21 decembrie, eu nu mă ocup de site, a fost distrus în totalitate duminică la ora 13. Deci nu mai avem site. Asociația 21 nu mai are nici sediu, nu mai are nici site, urmează să ne dea afară din România. Probabil că asta e. Iau impresia că un site sau un sediu duce activitatea sau a făcut ce a făcut Asociația 21 decembrie timp de 26 de ani. Nu, dar nici nu vă spun ce. Domnul Măriș, bun, mă duc la... mă văd obligat să vă întreb tot ce am venit în prima parte. Da. Aveți probe pentru... Da, domnule, nu discutăm încă o dată. Chestia cu MISA o probăm când vrea domnul Măgureanu. Deci, nu e prima dată când o spun. Stau liniștit, nu vă facem. Haideți să continuăm. Da? Astăzi, nu am probleme de-a lungul timpului cu CNA-ul. Și e mai bine să suflăm și neaurt. Bun, să-l văd pe domnul Măgureanu să facă plângeri la CNA pe treaba asta. 1. 1987. Corbi 1, Corbi 2. Cei care sunt mai în vârstă știu, băieții, voi știți bine. Haideți să le povestim și la telespectatorii mai tineri. Corbi 1, Corbi 2, două dosare de făcute de către niște structuri din securitatea lui Ceaușescu, da? Care aveau grijă de frățiorii sovietici. Și oamenii care aveau legături cu ei. Iliescu, Brucan, militarul, Măgureanu, fără dor și poate. Radu Nicolae, Costia și așa mai departe, oameni care nu spun prea multe, dar sunt în acele dosare oameni care au fost probați ca racolați în perioada comunistă de către serviciile sovietice. Vă referiți la generalul Costia, da? N-am zis Coldea acum. Nu, Coldea, nu Coldea. Nu, băi, erai prea mic să fii tu... La ce? Costia l-am spus. Costia, da. La generalul Costia. Generalul Costia. Asta vreau să zic. Da. Militarul, generalul, militarul. Bun. Ce făceau acești oameni?
Da, mai exact bucata cu Măgureanu și cu acest domn de la Constanța, care, din păcate, nu mai este printre noi. El era croitor de meserie. Un om care muncea și care a strâns niște bănuți. Toate meseriile astea, mai un pic, să zic așa, independente, sigur că nu erau atât de controlate decât, așa, sigur că aduna. Venea unul în nasture, unul în costum, unul în trenci, unul în cordon. România aducea lipsă de așa ceva. Omul sigur că nu mai vrea regimul ăla. El vrea și el să simtă, să ia o marfă mai bună, să facă dintr-un material mai nu știu cum. Avea o rudă care se numea Radu Nicolae, comandor, la fel în gașcă cu toată structura care în decembrie 89 a pus mâna pe putere, după 22 decembrie. Bun. La un moment dat, acest Radu Nicolae se duce la el, grude de gradul 3, 4 și îl roagă să-i facă ceva, să-i lucreze ceva. Și îl momește, băi, nu vrei și tu să te alături la gruparea asta, uite, cu domnul Iliescu, cu domnul Măgureanu, cu domnul Militaru. Păi avem nevoie de niște bani, ca să cumpărăm niște arme, că trebuie să-l împușcăm pe Ceaușescu. Omul zice, da, domnule, cum, dar ce vrei să faceți? Ce, băi? Domnule, vrem să facem o Românie ca în Suedia. Vă aduceți aminte, anii 90, Iliescu, domnule, ca în Suedia să fie. A ieșit ca... Aceste discuții sunt reale? Reale. Dar există documente pentru lucrurile acestea? Omul a povestit pe televizor, ce vă povestesc. Eu am povestit într-o emisiune. Eu l-am adus de la Constanța și a povestit într-o emisiune. Deci există... Există dosarul Corbi 1 și Corbi 2, să-l scoată băieții. Alo, domnul Codea, mai desecretizează și tu mă câte ceva acum după 25 de ani. Sau nu mai ai timp. Nu-l iert. Deci nu-l iert pe domnul Codea. Nu. Ce a făcut acum, a influențat, a mers, i-a făcut varză și pe... Și pe guvernul României de azi. Dar discutăm imediat. Hai să discutăm, dar hai să scăpăm o dată de Măgureanu. Hai să scăpăm de Măgureanu. Bun. Croitorașul cel Vitească, așa e pictat acolo la ei în dosar. Eu am văzut și documente, mi-au adus omul și documente din dosar. Zice, băi, de acord, păi uite, tu ai sarcină să-l iei pe toașul militarul, să-l aduci la consulat la Constanța, consulatul sovietic de la Constanța, și tu te ocupi, tu te duci la București, îl iei, când are tovarășul militar întâlnire la consulat, îl iei, îl aduci, îl îmbraci, îi schimbi costumul. Omul venea, îl lua cu mașina, îl ducea, păi s-a simțit și el important. Îți dai seama, croitorașul de acum era și el într-un complot împotriva lui Ceaușescu. Te simțeai bine atunci, băi, uite, fac și eu parte dintr-o structură care vrem să facem ceva pentru țara asta. El s-a acolo atât de bun. Păi câți bani le-ai dat, l-am întrebat la un moment dat. Și păi le-am dat vreo 200, deci aveam vreo 400 de mii, i-aș fi dat pe toți. Și vreo 200 de mii le-am dat de lei. 200 de mii, vreo 3 daci, bun. Ce ai făcut? Păi zice, uite ce am făcut, zice, mă duceam, îl luam pe militar, îl aduceam la mine în croitorie, îl băgam, îl schimbam de costumul ăla ca să nu recunoască filajul, îl duceam la consulat, îl luam de la consulat, îl duceam înapoi la București. Până într-o zi, zice, îmi spun, băi, fii atent ce sarcină ai, să faci o ștampilă. Ștampilă. Da, domnule, să fac o ștampilă. Cu ce? Cu Ministerul Comerțului Interior. Păi ce să facă, mă, cu Ministerul Comerțului Interior cu ștampilă? Domnule, asta am primit sarcină, să fac. În fine, mă întorc la emisiunea despre care vorbeam și de care vă spuneam mai devreme. Săracul urma să facă aceste dezvăluiri și m-a rugat, era în spital. Foarte bolnav, grav bolnav. Te rog din suflet, vreau și eu la emisiune în seara asta. Băi, acum cum să iei un om într-o stare atât de gravă, să insiști tu să-l iei la București dacă moare pe drum, dacă se întâmplă ceva la emisiune, dacă... Dorul mi-asum eu tot, te rog din suflet, vreau să mă descarc, vreau să mă cutare. Mă pune păcatul. Eu zic că n-am făcut un păcat, dar sun la spital, rog asistenta, doctorița, nu mai știu cu cine am vorbit acolo, domnul, dați-i drum, domnul, ești, curge sânge pe gură, nu poate. Doamnă, lăsați-l, poate e ultima lui dorință, lăsați-l să vin. Și-l las. În emisiune stătea cu tifon și mai curgea sânge puțin, se ștergea, mai vorbea. Deci la modul ăsta săracul om a venit. A fost, poate că chiar a fost ultima lui mare dorință să poată să descarce, să se elibereze. Și îl întreb, ce ați făcut? Eu cunosc în povestea și tot ce urma să spun. Ce ați făcut cu acea ștampilă? Dom'le, am primit sarcină să o duc pe Ștefan cel Mare la Virgil Măgureanu. Bă, într-adevăr, Măgureanu a stat pe Ștefan cel Mare vecin cu Ion Cristoiu. N-are Cristoiu nicio vină că au stat vecin, dar ca idee. Bun, și păi ce am ajuns pe Ștefan cel Mare cu ștampila, am făcut ștampila, am dus-o,
Mi-a fost frică să stau, domnule, cu Ian Dacie în mașină. M-am dus și am băgat-o între boscheți. De aia le spun eu mereu boschetari, că ăștia se întâlneau prin boscheți, așa, că n-aveau curajul. De frica unor ofițeri de securitate, Deci, vedeți, nu sunt foarte rău. Am și apreciez acei oameni care și-au făcut meseria fără să aibă nicio treabă cu poliția politică. Toți cei care au probleme cu poliția politică, aici e o mare problemă. Iar Măgureanu a preluat toată direcția întâi a lui Rațiu, cred că nu greșesc, care trăia desfințată de îndată după Revoluție, da? Direcția care s-a ocupat și-a necăjit și-a oropsit și-a chinuit dizidenții, acei puțini care i-am avut, da? Nu. El a preluat-o și a mai spus chestia asta. Primul telefon care l-a dat acest șef de, a direcției întâi a fost undeva, dar al naibii acolo undeva a răspuns exact Ion Iliescu la telefon. El recunoaște declarații. Am declarații acestui om din dosarul Revoluției. Iliescu îl indică imediat să ia legătura cu Stănculescu și să întâlnesc ulterior după masă și continuă treaba. Ion Iliescu trebuia să-l trimită, primul om pe care trebuia să-l trimită să-l aresteze era acest șef a direcției întâi, pentru că dacă a fost dizident, dacă a fost un om care a fost împotriva regimului lui Ceaușescu, păi această direcție întâi s-a ocupat de el. Nu, ei erau tovarăși. L-au preluat imediat, iar Măgureanu a preluat toată această arhivă. Nu știu dacă e informație exactă sau nu. Generalul care mi-a spus trăiește, numai în structură, dar trăiește, că el a luat două dulapuri de care nu știa decât un nimeni în drum din acea unitate, unde se găseau inclusiv actele împotriva domnului Câmpeanu, domnului Coposu, ca să dau nume doar din cei care sunt cunoscuți. Dar nu mai vorbesc de alții de afară și că el personal la momentul respectiv, când și-a dat seama ce are, a zis nu puteam să-mi bat joc a doua oară și am dat ordin să le distrugă. Nu știu dacă minte sau nu minte, generalul respectiv, repet, trăiește, este în rezervă de mai mulți ani, dar la momentul respectiv am zis, domnule, dacă ai făcut treaba asta, ai făcut o faptă. Nu știu dacă a făcut-o sau nu, asta mi-a spus, asta spun și eu. Bun, în aceste condiții, omul îi aduce ștampila, coboară Măgureanu din bloc, se duce la ușă, la mașină, la geam, dă ștampila și, domnule, eu nu-l cunoșteam, nu știam Măgureanu. Nu era pentru mine, nu știu, nu era nimeni. Da? Cobor, merg în boscheți, iau punguța cu ștampila, eu dau. Bun, domnule, dar ce făceau cu ea? Că bun, ai făcut ștampila. Domnule, dădeau aprobări, crapă camera, de Aro și de Dacii. Deci ministru... Deci de atunci făceau afaceri. Domnul Cătălin, ministru Ana Mureșan, era cu afacerile interne. Ea dădea, toată lumea știe, care are o vârstă, știe că să stătea la coadă, la Aro și la Dacii și la televizor color și așa mai departe. Bun, toți avem depuși banii ca să luăm o amărâtă de mașină. Nu mai ajungeai la aia, 2, 3, 5, 7 ani, nu mai ajungeai să zici televizor și frigider și mașină. Ana Mureșan dădea aprobări. Peste Ana Mureșan venea Măgureanu și punea ștampila și dădea aprobări. Aprobările astea... Domnule, nu trebuie să vă întreb, aveți dovezi pentru ce așa aprobați? Încă o dată, acest om a povestit acest lucru într-o emisiune, vreți să punem caseta? Vreau. Colegii ați auzit? Că noi nu putem vorbi, mă întrebeți din două secunde. Faceți o emisiune, venim cu caseta. Atunci nu mai vorbim nimic, dacă întrebăm invitatul tot, aveți dovezi, n-aveți dovezi, aveți dovezi, n-aveți dovezi. Își asumă, am întrebat domnul CNA, domnul Mărieș spune că are dovezi. O să aducem caseta, dacă întrerupem la fiecare minut, aveți dovezi, n-aveți dovezi, aveți dovezi, n-aveți dovezi, Croitorașul cel viteaz ar fi foarte onorat dacă ar apărea la Nașul TV. Sigur, a fost înregistrată pe un post de televiziune, repet, național. Nu știu în ce măsură puteți să redați toată caseta, dar vă aduc când vreți. Nu e niciun fel de problemă. Păi bănuiesc, putem cere acordul și toată caseta. Acordul, nici nu mai e televiziunea, din păcate, săraca, s-a desfințat. Asta e, a avut curaj la momentul respectiv. Nu vreau să spun cine, că nu vreau să facem nici discuții despre persoana respectivă. El a făcut o emisiune bună în acea seară și a fost chiar foarte mulțumit. Deci ei dădeau aprobări de Aro și de Dacii în 87. Încă 2 ani până ei strângeau bani pe motiv că trebuie să cumpere arme ca să-l împuște pe Ceaușescu încă din 87. Punct. Deci ce vorbim? Că l-a luat pe Antonescu, că i-a făcut Isărescu, că i-a dat... În 2016... Da? Pe această familie, toată familia aici, din ceva nimeni. Nu, scoateți-o pe domnița Măgureanu. Nu, mai puțin de doamna. Pentru că până la urmă, poate ea e o victimă. E mama dânsului, e tatăl dânsului. Adică aici avem...
Păi el merge la operă cu, el merge la operă doar cu doamna, am văzut. Nu, am stat într-o seară la operă vecin de scaun, nu știu dacă mai putut să asculte, adică sau nu. Adică vorbim de domnul Urisărescu, care dacă România au probleme cu legea dării în plată, apără băncile. Păi acum văd și ne dăm seama de ce apără băncile. Când are nevoie domnul Urisărescu, dă un telefon la bănci, da? La băncile private și băncile private se execută. Domnul, dau credite oricui fără nici o garanție, domnul fără Cătălin, nimic. Încă o dată, în 1990 acest om a pus mâna pe toată documentația ofițerilor acoperiți. Dar nici nu mai vorbesc de Romogurea, nu mai păi zic. Stați puțin, că nu e așa. Și a informatorilor securității. Din acel moment el a devenit și s-a crezut Dumnezeu României. Credeți că domnul Isărescu e în altă parte? Nu, sunt prea multe informații. Da. Păi l-a pus, cine l-a pus pe Isărescu și stă de 25 de ani acolo, de 26 de ani? Iliescu și Măgureanu, să fie clar că nu se putea fără acordul. Dar avem acum un denunț penal. Adică păi să vedem dacă doamna Chioveși poate să facă acest dosar. Adică sau dacă există vreun procuror care să aibă cu adevărat curaj din DNA să facă dosar. Nu, dar deja vorbim de un președinte. Bă, a fost, domnul Antonescu a fost președinte interimar în funcție, da? Vorbim de guvernatorul Băncii Naționale. Și la un pas de a fi președinte. Da, da. Vorbim de guvernatorul Băncii Naționale. În funcție. Care în funcție în acest moment. Vorbim de afaceriști care nu prea crede că au făcut afaceri, dar nu vreau să mă pronunț. Și vorbim de Măgureanu care vorbim este în de funcție, domnul Măgureanu, care e în funcție. Încă o dată, rețineți, Ion Iliescu, Măgureanu, vorbim de primar. Militarul până a murit, vorbim ei sunt în funcție, primarul, ca aici sau în altă parte, asta înțeleg telespectatorii noștri. Vorbim de primarul capitale, care a fost în funcție. Vorbim de primarul sectorului 1, cel mai bogat sector din capitale. Și el un om bogat și dintr-o familie respectabilă care a picat, poate o fi picat pe înregistrări și el. Deci înainte de 89. Păi altfel nu se justifică combinația. Și asta vreau să întreb din nou. Ce a făcut domnul Coldea, Maior, cine a mai fost pe la RSR? Ce au făcut atâția ani? Ce au făcut? De ce îi plătim? Timofte, Costin. Timofte, care au mai fost? Da. Ce au făcut? Timofte nu mai e, dar Costin deci mai e. Deci acești oameni și au făcut bani din banii oamenilor. Toate afacerile au fost din banii statului. Păi dar de unde credeți că au făcut bani? Din bani, pe banii și pe munca și pe sudoarea românului s-au făcut acești bani. Dar din ce drag să facă bani? Adică îți iei capabil să facă bani? Nu, dar când vezi asemenea nume... Îl vezi pe Măgureanu cu mânuța aia micuță a lui mergând și muncind la șaipă sau ce facă? Ce să facă? Da, ce să facă Măgureanu decât combinație? O plângere, da, penală. Chiar mi-aș dori să văd DNA-ul ce face. Păi nu, trebuie în fiecare seară susținută această doamnă, pentru că riscul pentru ea este imens. Da? Fiind în familie, i-au speculat și i-au urmărit toate slăbiciunile, ca orice om, toți avem slăbiciuni, da? Și acest om trebuie cu adevărat protejat. Și aici chiar mă uit în cameră și spun, SRI, aveți grijă de un martor foarte important care poate să ducă acest dosar, poate duce la eliberarea SRI-ului de sub dictatura militară de 26 de ani. O să se uite unii copii de la SRI și să zică, băi, iar să ia Mărieși de noi. Păi nu mă iau de nu voi. Dar șefii voștri au legături și încrengături, uitați până la ce nivel. Dacă ajungea astăzi Antonescu președinte. Și aveam pe Mărgureanu, agent KGB, în 2016 NATO, șef de serviciu. Ce faceați voi? Câtă umilință să vă mai dea acești oameni, măi băieți? Că unii dintre voi ați crescut acum. Știți, sunt niște legende care, ca toate, un actor, se sta NATO. Ce zic partenerii noștri? Suntem în Uniunea Europeană. Aici au vină și partenerii noștri. Partenerii noștri au avut încredere prea mare și s-au uitat prea mult în gura unora. Da? Aici n-au fost, adică un stat membru NATO, un stat membru Uniunea Europeană, un om care era să fie președinte României, domnul Antonescu. Sper că s-au săturat și domnii parteneri. Haideți să trecem la a doua plângere. A doua plângere mai gravă. Ia hai să vedem. Că da, și asta, deci tot doamna Măgureanu, Alina Ioana, da, identificată, chiar o să vă citesc. Când a depus aceste plângeri? Astăzi au fost depuse aceste plângeri la DNA. Și da. Da? Zice așa, prin prezenta dorim să vă ducem la cunoștință următoarele fapte care, în opinia noastră, pot constitui infracțiuni grave ce pun în pericol ordinea socială, fapte comise de următorii. Dobrescu Dragoș, același Dobrescu și din prima plângere. Om de afaceri asociat în SC Rompres TSA, domiciliat în București. Deci ăsta ce ține în mână? Presa? Rompresul ce ține în mână? Nu, Rompresul este firma al domnului Florian Walter, este așa, care firma făcea de... ce? Curățenie de gunoi, de salubritate. Nu, eu, da, salubritate, da. Aici sunt bani mulți, da, așa e. Cu domnul Chiliman, cu... Următorul, Elan Schwarzenberg, în al doilea. Da? Vorbim de un om care
a fost prezent pe toate televizoarele și în ultimii ani. Și Mihaela Nedulescu a fost prezent prin multe birouri în 22 decembrie, 23 decembrie, 89, în CC. Da, nu vreau păi să vorbesc. Nu, eu vorbesc de el. Stai știu puțin. De eu vorbesc de el. Stai vorbim puțin. De un știi om. Nu, dar haideți să tenem cu asta, știu. N-am nicio legătură, adică nu, chiar nu vreau să jignesc. Dar nu este străină și s-ar putea ca doamna Mihaela într-o zi să fie precum doamna... Da, vorbim de Elan Schwarzenberg. Mai este un ofițer SRI care nu l-avem în plângere. Este o plângere care ne-a fost... Nu l-a indicat încă în plângere. E indicat în plângere, dar plângerea pentru presă nu l-avem și noi. DNA-ul are, îl are și pe acest om. Dar de ce? Cine a hașurat acolo? Sau... Așa ne-a venit această plângere. Am înțeles. Dar e în funcție. E în funcție, da. Ofițer SRI... Deci îl avem. Da? Scrie ofițer SRI... Îl avem, dar nu îl putem spune. Ca să nu... Nu, noi nu-l avem. Nu, noi nu-l avem. De ce să mințim telespectatorii? Nu-l avem. Există la DNA, noi nu-l avem. Așa ne-a venit plângerea, așa vă citim. Și spune așa, doamnă. Astfel, în cursul anului 2012, luna martie, în data de 10 martie, sâmbătă, am participat la un prânz la o casă din comuna Izvorani, județul Ilfov, proprietatea lui, iar nu știm a cui. La masă mai erau prezenți ca invitați următoarele persoane. Dar DNA oare și proprietatea cui și... Da? Noi avem o plângere... Dar e un domeniu interesant la Izvorani. Da? Mai erau prezenți ca invitați următoarele persoane. Hai să vedem cine mai era prezent. Măgureanu Marian, soțul meu la acel moment. Dobrescu Dragoș. Da, am vorbit înainte. Împreună cu soția, bar concubina, Lăcusta Diana. Așa scrie, așa citesc. Da? Elan Schwarzenberg. Acel domn serii care iară nu. Și Angel Venera, soția lui Sorin Angel, gazdele petrecerii. Bănesc era că sunt gazdele și proprietatea bănesc era tot a lor, dacă scrie aici gazdele petreceri. Ce spune doamna? La masa respectivă, ținând cont de legăturile de prietenie foarte vechi între cei prezenți, principalul subiect de discuție a fost situația creată de ancheta DNA și DICOT Brașov în privința cazului Nemeș de evaziune fiscală din operațiuni ilegale cu produse petroliere. Țineți minte acel caz. Da? Cu acea ocazie am aflat că Elan Schwarzenberg împreună cu Dobrescu Dragoș erau și implicații respectivă fraudă. De asemenea, s-a discutat în clar că numitul Mata Codruț, în acel moment director de cabinet al lui Blejnar Sorin, președinte al ANAF, știa deja prea multe detalii despre alte afaceri ale celor doi și că suma de 10 milioane de euro nu le putea fi restituire, deoarece numai Marta Codruț cunoștea detalii despre banca și contul în care se afla. Atmosfera de la masă a fost tensionată datorită acestor discuții, mai ales din momentul în care Dobrescu Dragoș a declarat că Marta Codruț trebuie să fie lichidat. Hai de capul meu, deci mafie, clar. Și a precizat mafie... că urmează să îngroape cadavru într-o pădure, precizând textual. Băi, ăsta cum se joacă cu noi? I-am dat mână liberă și el acum se apucă să ciripească. Gata, Codruț trebuie să dispară și știu și pădurea unde să-l îngropăm. Deci ca să vedeți de ce se vorbeau la aceste întâlniri și cine era prezent la masă. Da? Vorbim de mafie, domnul Mărieș. Aici nu mai vorbim de o plângere penală, dare gândesc... de mită, luare de mită. Ca să facem și un pic, mai și glumim. Când mă gândesc în 1990, când în perioada pieței universității mergeam înspre televiziune cu demonstrații, să mai prezinte televiziunea română ceva și din piața universității, și din când în când eram primit la directorul sau... la președinte Radio Televiziune, respectiv Răzvan Teodorescu, faimosul profesor, da, care sper să meargă și el în curând spre dosarul Mineriadei, și Emanuel Valeriu, care nu mai e azi, dar care la același moderator, dar la un alt post de televiziune, în anul 1997, era prima dată când eu apăream pe o sticlă, ca să spun așa, după 90, deci în 90 am fost o dată sau de două ori la TVR1, și n-am mai avut voie, în fine, în 97 era Emil Constantinescu președinte și am primit și eu 40 de minute de emisie, dar condiționat ca să fiu doar cu acest Emanuel Valeriu în emisiune. Sigur, eu am spus, băi, adun și pe Răzvan Teodorescu și pe Iliescu, facem o emisiune ca lumea, că așa numai cu Valeriu ce să fac. Emanuel Valeriu, la momentul respectiv, ca dintre cei mai tineri, conducea televiziunea română alături de Răzvan Teodorescu și tot ce se dădea pe acest post de televiziune era dictat, mai ales vorbim de chestiuni politice, de către Ion Iliescu. Ajungeam, doar o cafea, cu tare, nu știu ce, sigur, discutam cu el și la un moment dat puneam mâna pe un telefon, era telefonul roșu, așa îi spunea, legătura directă între Cotroceni, Palatul Cotroceni și Televiziunea Română.
Și ridica Emanuel Valeriu telefonul și a băi Doruțu, hai mă să uite să te aranjez o întâlnire cu domnul Iliescu, că uite măi, nea Ion ăsta e un băiat fin, un băiat de treabă. Bă, o dată, de două ori, de trei ori, la un moment dat zic, domnul Valeriu, zic, domnule, gata, uite-ți de acord, mă întâlnesc cu el. Această chestiune care vă povestesc, la fel, este înregistrată, am emisiunea, a fost întrei, moderatorul și eu și Valeriu de față. Păi, Valeriu, mă întâlnesc cu el, dar știi care e problema? Zic, uite, ne întâlnim în pădure la Poznicu. Păi, dar de ce în pădure la Poznicu? Apropo de pădure. Zic, păi, zic, bre, lasă, el vine cu... Nu știu, nici nu știu dacă îi zicea SPP la momentul respectiv. Cu garda lui, cu ce vine, eu îmi iau un taxiu și vin până acolo. Dar nu acolo, nu vă pot întâlni în oraș cu el. Păi, Doru, dar de ce, mă? Păi, bre, ăsta a omorât o mie de oameni, domnule, vrei să mă întâlnesc cu el în oraș? Ăsta e om de oraș, ăsta e om de pădure, domnule, e sălbatic. Mamă, lăsa telefonul, trântea telefonul jos. Hai, mă, nu zici așa. Și i-am repetat chestia asta de vreo 3-4 ori, până s-a potolit și nu mi-a mai propus. Lucrul ăsta l-am povestit cu el de față și n-a negat că nu este adevărat. Deci, apropo de pădure. Ce mai interesant, domnule, să recitez din nou ultima parte și o să continui. Da? Când spunea domnul Dobrescu, băi, ăsta cum se joacă cu noi, i-am dat mâne liberă și el cum se apucă să ciripească, gata, codrusele să dispară. Și știu, și pădurea unde să-l îngropăm. Continuarea, ce zice această doamnă? La câteva zile după acea petrecere, soțul meu, Măgureanu Marian, a venit acasă extrem de șocat și mi-a declarat că Dobrescu Dragoș și Alan Schwarzenberg sunt extrem de periculoși. Că știe că l-au lichidat deja pe Marta Codruț. Deci, astea sunt declarații date în fața procurorilor. Păi de capul meu. Deci da? Înseamnă că s-a aflat. Gata, e terminate lucrurile. Și că l-au îngropat într-o pădure. Păi să spună, mă, băiatul lui Măgureanu, că trebuie exact să știe ștasul. Exact așa cum declarase la masa respectivă. Și mi-a precizat că nu se aștepta la așa ceva și a avut impresia la acel moment că cei doi grumesc. După câteva zile s-a anunțat oficial în presă dispariția lui Marta Codruț, ceea ce mi-a întărit convingerea că cei doi, Dobroiescu, Dragoș și Elan Jvațaia, sunt ordonatorii asasinatului. Despre ce vorbim, domnule? Și știți ce vreau să vă întreb? Că e foarte important un singur lucru. Domnule, trebuie să zboare România, sare România în aer, doamna Chioveși. Domnule, acest Codruț Marta... M-am săturat eu de câte ori am auzit de cazul Marta la televizor. Dar cine era acest Codruț Marta? Haideți că poate telespectatorii nu înțeleg. Domnule, acest Codruț Marta era directorul de cabinet al Bleșnar, șef ANAP. Da. Deci acești oameni, ca să înțeleagă oamenii... Vă muiau tot ce se... Pe lângă că vă muiau, acești oameni, cum se întâmplă așa acum, 100% erau interceptați și urmăriți 24 de ore din 24, da? A cui erau în condițiile astea? Nu știu a cui erau, dar ideea păi e, domnule, ciripea. Dacă a dispărut, cum poate să-mi zic că mie SRI-ul, poliția, că nu-l găsește nimeni? Păi cred că în noaptea s-a scos și de acolo de unde e și îl duc mai departe. Adică, lucrurile acestea vreau să le întreb. Da, să-i întreb pe cei de la SRI. Nici nu vreau să, poate vreau să știți mai, domnul, cine era? Domnul Maior era atunci, cred. Domnul Coldea, domnule, el e... Lasă-l pe Maior. Maior era politic acolo, era altă treabă. Păi atunci de ce mai prea să-l punem pe... De ce l-am pus acum pe domnul Helvic, șef, la SRI? Păi îl punem direct pe domnul Coldea. Păi stai puțin. Domnul Helvic este ok, în regulă, cu o singură condiție, dacă n-are o legătură cu domnul Antonescu. Că dacă are o legătură și el cu domnul Antonescu, deja ne blocăm în cele două. Păi și de asta ce ziceți? Eu zic că are o legătură cu domnul Antonescu. Dar acum depinde de ce vorbim, că dacă vorbim de înregistrări de afară, alea trebuie să fie la SIE. Și atunci domnul Ungureanu să scoată înregistrările de afară, că vorbim de afară. Alea nu au mai fost în țară. Alea cu Antonescu și cu... Dacă... Vedeți că știți și dumneavoastră. Păi da, știm, hai să luăm o scurtă. Păi da, avertizăm pe domnul Ungureanu, stai puțin, stai. Stai puțin, domnul Cătălin, uitați care e problema. Eu m-am săturat, uitându-mă la diverse emisiuni de televiziune în care se întreabă lumea unde-i Marta, unde-i Marta, unde-i Marta, au făcut... Au curs bun, și răul de cerneală. Vreți să vă dea răspunsul? În pădure. Păi, doamne, dar nu spune, conform doamne. Acestei doamne în pădure. Publicitate și revenim. Am revenit, suntem în direct. Tom Mărieș, păi când vorbim de stat mafio, tot vorbim aici. Nu mai mult știu. Doamne, sunteți nebun, vorbim de stat mafio. Nu vorbim de stat. Vorbim de statul acesta care e condus de o familie ca o familie, că e mafia. Oare câți chele mai găsim prin pădurile României? Statul degeaba, cum îi spun eu. Statul degeaba, adică statul care lucrează doar pentru acea grupare care am pus-o eu într-un pahar aici, într-o seară, și am zis, domnule, paharul ăsta este această grupare, care lucrează, este foarte eficientă, pentru că toate structurile statului lucrează pentru această
Îi spunem, da, asta a spus atunci, parcă 1000 de inși, 2000, cât a spus? Nu, mergem la 10.000. Dar mi se par prea mult. Nu. Eu din ce am citit în dosare... Mergem, care SRI-ul numai vreo... Dar nu, dar vorbim de pești mari, sunt aceiași. Domnul Cătălin, încă o dată, de-aia mă uit în cameră și spun, oameni tineri, oameni care au ajuns la o vârstă respectabilă în sensul de au 10, 15, 20 de ani vechime în structură și se pretează să stea împreună cu ei. Se pretează să stea împreună cu ei. Pe 1000 de euro, pe 2000 de euro, pe 5000 de euro și eventual și la niște ciupucuri care pică, fărâmituri care pică de la general. Nu-i permis, sunt 26 de promoții. Da? Armata a tras în decembrie 89. Dar are 26 de promoții, unii dintre ei s-au dus în Afganistan, da? Sunt pe teatrele de luptă, bă, au dat ceva. Domnii de la SRI stau cu urechea și cu timpanul, ascultă 1000 de inși, ce? Ascultă toată țara ca să-și tragă foloase ei din ascultări. Bun, dar astăzi, domnul Mărieș, și eu nu mă ascund. Doamne, și presa e coruptă până mă văduva oaselor. Doamne, să nu prea nimeni. Domnule, îți bani prea mulți ca să nu se împrăștie. Să nu prea nimeni așa ceva. Eu nu acuz presa de corupție. Acuz că se scurg fărâmituri la masa tuturor. Și cine acest vrea lucru mie mi-a demonstrat mie. Nu presa e de vină. Presa este liberă în România și este un organ care ar trebui unde să fie a patra putere. Unde da? E liber? Bun. Oameni din presă să duc la masă și iau ei. Nu, să nu credeți că le bagă nimeni pe gât. V-a băgat cineva? Mi-a băgat cineva? Nu ne-a băgat nimeni pe gât. Să duc și iau ei fărâmiturile de pe masă. Le place. Asta este secretul, că nu preia nimeni. Nu o să preia. O să preia. Pentru că doamna Chioveș și acest dosar trebuie să-l ducă. Mă întrebați mai devreme de legătura dintre domnul Antonescu și domnul Helvic, eventual. Haideți să extrapolez puțin. Domnul Antonescu, doamna Vălean, domnul Helvic, domnul Mihalache și domnul Iohannis. Nu e o legătură între dânsii? Nu. Azi, nu, chiar nu e nicio legătură. Nu e nicio legătură. Și această enigmă, pentru ca să nu mai fie, cel puțin în ceea ce îl privește pe președintele Iohannis, n-a dat dovadă cu toată numirea lui Mihalache, care urmează să plece, cum zicea Tismăneanu, face domnul președinte, precum a făcut Stalin cu Molotovul. Îl trimite. Am auzit că îl trimite ambasador. Probabil că o să-l trimite ambasador. Această informație a venit imediat după vizita. Dar de ce credeți că e vremea mai mohorâtă acolo în Londra și dorme mai bine? Nu știu. Probabil că îl trimite ca și pe domnul Maior la supraveghere. Că ar fi cazul să-i trimită un prim la supraveghere. Dar n-ar fi cazul să-i trimită pe toți acasă? Bun, ar fi cazul să-i trimită pe toți acasă. N-ar fi cazul să vină alți oameni domnul noi? Domnul Cătălin, pentru asta domnul Răzvan Mihai Ungureanu, șeful SIE, împreună cu structura SIE. Pentru că vorbeam și spuneam că dacă există o legătură între șeful serviciului și Antonescu, există și o are SIE. SIE nu răspunde. E acea legătură care știm cu toții pe la Parlamentul European? Deci mie nu-mi place să-i laud niciodată. Dar pot să spun că în ultimul timp, domnul Ungureanu n-a mai răspuns la comenzi. Are un serviciu de condus să-l conducă, să scoată probe, să le dea și să rupă pisica odată, pentru că ne facem de mirul lumii și cu structurile europene și cu NATO și cu americani. Nu Mărieș, se poate. Dar tot gata. Auzim să se rupă pisica, nu se mai rupe niciodată. Ba se rupe. Aceiași oameni, aceiași nepoți, dacă s-a rupt familia Măgureanu, vă garantez păi că se rupe. Păi ce vedeți că s-a rupt? Eu, acea doamnă... Tot respectul meu față de această doamnă și încă o dată, apărați-o băieți că-i bai dacă dispare și doamna Măgureanu. Acest om, până la urmă, la presiune psihologică formidabilă care a avut-o, numai auzind ce a auzit și a fost suficient. Pentru că nu da, dar ce mai... Deci, nu cred telespectatorii nu poate să intre pe naș.tv să citească dar toată plângerea. Numai că avem multe subiecte și nu mai avem timp. Da, bun. Dar poate să intre pe naș.tv să vadă ce... Ce nume, ce... Și-a tras seriu acum da, în urmă, chiar zice ce. Domnule, știți că săptămâna trecută vorbeam și erați atât de bucuros de decizia CCR-ului. Și eu v-am spus că nu prea miroasea bine, se întâmplă ceva și ia uite ce a făcut astăzi guvernul. Îmi mențin aceea satisfacție care am avut o săptămână trecută vis-a-vis de decizia CCR, felicit judecătorii CCR, deși pe site-ul curții apare, a Curții Constituționale a României, apare un material în care Mărieș este făcut terorist juridic. Da, eram făcut terorist și cineva spunea, domnule, ar fi bine să facem o scrisoare, să... nu, las-o acolo că e bună. 2007, Curtea Constituțională nu era la locul ei. Da? Era formată din 7, cel puțin din 9, erau oamenii lui Ion Iliescu. Curtea Constituțională în 20 iunie 2007 a distrus lucrările din dosarul Revoluției și Mineriadei. Punct. Nu retractez nimic din tot ce am făcut atunci. Nu-mi pare rău de toate somațiile care le-am dat, unele la 12 noaptea,
prima somație, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea, inclusiv după ce m-au făcut terorist juridic, am continuat să le trimis somații. Nu retractez nimic din tot dar ce am făcut. Dar de ce erați terorist juridic? Că trimitea somații? Păi terorizat, domnule, pe judecători la 12 noaptea cu scrisori. Le spuneam să răspundă cinstit, să bifeze corect. Sunt mai delicate, dacă le prezentăm da într-o trimit, seară... Dar unde, da unde le trimiteați, la Curtea Constituțională. La Curtea Constituțională. Păi și ei le vedeau bănuiesc ca două zi. Păi le vedeau. Păi și ce asta era? E. Care era? Domnule, făceam presiune pe Curtea Constituțională, domnule, pe Descu, pe toți. Vai de pe Ninosu, pe Cochinescu, pe... În fine, pe doamna, nu știu cum o cheamă, nu vreau să o jignesc... A fost până mai acum informatoarea securității și aia, până mai ieri alaltă era pe la Curtea Constituțională. O domniță era acolo, în fine. Deci, oameni puși de Ionilescu, venerabili, de altfel, dar care au produs această mișelească decizie în ceea ce privesc dosare care erau aproape gata de trimis în instanță. Probabil că mai trebuia jumătate de an și la ritmul la care se lucrau ajungeau în instanță. Uitați, ne chinuim, după 15 ani avem dosarul închis. Apropo de asta, pot să spun telespectatorilor că în cursul zilei de azi, doamna Iulia Motoc s-a abținut încă două cauze care privesc urmașa eroilor martiri, doar urmașa eroilor martiri de această dată, și care au acționat statul român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Tot respectul pentru doamna Iulia Motoc, e normal, are soțul în guvern, e normal să abțină. Va fi înlocuită, sper, nu cu domnul judecător din Polonia care a făcut opinie separată data trecută. Da, asta e, curtea e suverană și poate să pună pe cine vrea. Noi nu avem nicio emoție cum vor fi deciziile următoare. Avem prea multe ca să mai creadă cineva că nu vor fi la fel ca și celelalte. E vorba de aproximativ 70, peste 70 de persoane într-un dosar și de 50 ceva de persoane în celălalt dosar, urmași de eroi martiri, care, în opinia mea, vor fi judecate dacă se păstrează ritmul corespondenței. În ianuarie a fost abținerea doamnei Motoc pe dosarul cu cei 17 urmași de eroi martiri care au câștigat la CEDO. Și noi am fost informați undeva la sfârșitul lui ianuarie, probabil că și în 23 februarie deja s-a dat decizia, probabil că în aprilie vom avea o decizie a Curții Europene, dar de data asta cu foarte multe, 100 și ceva de urmași de eroi martiri. Da, să vedem ce mai zice parchetul și guvernul și... Bun, haideți să vorbim puțin de ordonanța aceasta de guvern privind interceptările. Că... Domnule, începe cu o apreciere. Prima dată. Domnule, am constatat zilele astea, din toate informațiile care le-am primit, că SRI-ul lucrează mai mult decât FBI. Domnule, formidabil. Domnule, America 200 de milioane, noi 20 de milioane, America terorism în toată lumea, noi terorism în primăverii, da, ok. E în regulă. Inventat, da... Totul în regulă, numai că face dosare seriu mai multe decât ei, domnule. Formidabil, pe siguranță națională. Vă dați seama că sunt seriui pe primul loc în lume? E, da. Bun. Eu n-am văzut dosare la acești oameni. Seriu face, haide să punem lucrurile un pic la punct, că lumea vorbește, aud pe toate, peste tot. În primul rând îmi place. Eu schelă lăială, n-am mai văzut-o din 22 decembrie 89 până azi, n-am mai întâlnit o asemenea schelă lăială, din care va ieși un lucru foarte bun. Dacă societatea civilă este societate civilă și nu alternată serviciilor și dacă structurile statului, și mă refer în primul rând la Parlamentul României, probabil că, eu vreau să zic că nu sunt mulți acoperiți pe acolo, lumea, ci că sunt foarte mulți. Sper ca în această primăvară-vară să rezolve marea problemă a serviciilor din România. Marea problemă este ca legea după care ei funcționează, legea 51 din 1991, este o lege care a fost făcută de către tovarășul Măgureanu, da, pe care îl aveți dumneavoastră la DNA, sper să-l cheme mâine doamna Codruța Chioveși, și de Ion Iliescu, și bineînțeles cu Parlamentul de atunci care a votat-o, este CEDO a cerut abrogarea legii siguranței naționale încă din urmă cu 4 ani în dosarul Mărieș contra SRI. Mie așa îmi place să spun. Mărieș contra SRI și doi și un sfert. Eu cu ei m-am judecat, nu cu statul român și nu cu țara. Eu n-am nimic cu țara și eu iubesc și țara și statul. Statul lor degeaba nu-l iubesc. În această decizie a Curții Europene, judecătorii de acolo au decis că aceste legi nu mai corespund standardelor de azi, da? Mai ales standardelor țărilor europene și ca atare trebuie abrogată. Bun, și acum vin și vă spun. Orice judecătorie din țară, tot respectul față de orice judecător, pentru care o sarcină grea, trebuie să facă dreptate. Nu e un lucru ușor, trebuie să duci acasă, te gândești cu mintea ta, cu conștiința ta, sigur, la aia care n-au ordine.
Aia nu mai au conștiință și n-au ce gândi. Se spune, domnule, nu comentați deciziile curții. Nu comentați deciziile judecătorilor. Domnule, gata, e decizia judecătorilor, respectăm. Păi, întreb și eu, avem o convenție pe care a semnat-o statul român și suntem, am aderat la această curte europeană, da? Judecătorii de acolo, care, în opinia mea, este cel mai înalt, for la cel mai înalt standard al justiției europene, da? Cu o vechime de 60 de ani, peste 60 de ani, vin și dau o decizie. Judecători. România are un contract, a semnat un contract. Respectăm deciziile CEDO. Deciziile CEDO prevalează în fața oricărei alte legi din România. Venim în România, procurorii nu respectă deciziile CEDO la cel mai înalt nivel. Deci până acum o lună când l-a schimbat Pănițu, până la nivelul procurorului general, nu respectă deciziile CEDO. Judecătorii nu respectă deciziile CEDO. Mergem la înalta curte, stă și doarme așa și dormitează și să balansează, să vedem, să plece doamna Stanciu, să nu plece doamna Stanciu, să mai ne uităm un pic pe la SRI, să nu ne uităm pe la SRI. Păi are dosarul Revoluției pentru redeschidere de 4 luni. Avem termen vineri și noi nu știm ce se va întâmpla vineri. După ce le-au, cei care nu s-au uitat până acum, prima dată le-au adunat, după aia le-au împrăștiat. Mai rău ca și cu oile, își bat joc de niște oameni care au avut de suferit. Care au condamnări de la CEDO. Și judecătorii în alte curți să uită și să gândesc dacă se respecte decizia în alte curți europene sau nu. Păi ce țară e asta, domne? Și aici chiar președintele Iohannis trebuie să-și intre în rolul de președinte. Când judecătorii nu respectă cele judecate de alți judecători. Când procurorii nu respectă cele judecate de alți judecători. Repet, la cele mai înalte standarde privind drepturile omului, că nu avem altă curte. Păi și revin la prima întrebare emisiune. Există stat de drept în acest moment în România? Bun, stat de drept în România există statul lor degeaba. Există o țară care vrea dreptate. Asta e altceva. Mergem mai departe. Ce putere e SRI-ul? SRI-ul este o putere administrativă. Face parte din puterea administrativă. Da? Deci, lor li se administrează o sarcină și trebuie să-și ducă sarcina alea, să o ducă la bun sfârșit. Ei se amestecă în puterea judecătorească, în puterea legislativă, în puterea administrativă de la Palatul Cotroceni, de la guvern și așa mai departe. Peste toți acoperiți. Dom'le, țipă toți, țipă ofițeri SRI, dom'le, sunt acoperiți în justiție. Țipă judecătorii, dom'le, eliminați acoperiții din justiție și din parchete. Da? Asta e treaba SRI-ului, ei se amestecă peste tot. Nu se poate, până la un anumit dar undeva. E foarte greu să-i mai scoți în momentul ăsta, foarte, foarte mult, sunt peste tot. Bun. Ce lege au dat acum? Au dat ordonanța asta, domne, să înlocuiască Curtea Constituțională spre cinstea ei, vine și spune foarte clar. SRI-ul nu poate fi organ de anchetă. Nu este organ de anchetă, nu are atribuțiuni. Domne, vine guvernul Cioloș și le legiferează și le dă pentru prima dată după 1989 mai mult decât posibilitatea de ca SRI-ul să facă anchetă. Păi băi guvernanți, băi oameni buni, voi suntem copii nebuni, cum să fie constituțională, cum să te prezinți în fața legislației de la Curtea Europeană cu o asemenea aberație. Nu se poate să-i dai puteri, deci înființăm direcția a 6-a securității statului, aia care scotea dinți, omora și belea doamna cu cine... Doamna Prună azi a făcut niște declarații că nu e așa. Acești oameni, această reglementare pentru înființarea acestei autorități naționale, spun ei că a fost dată în CSAT. În CSAT-ul lui Ion Iliescu în anul 2004. În regulă. Numai că CSAT-ul și decizia CSAT-ului nu are putere de lege. Neavând putere de lege, ei au funcționat ilegal. Ilegal. Încă o dată. Alo. Mi-e jenă de unii care munciți acolo și care vă faceți treabă. Ați funcționat ilegal. Au făcut această structură, autorității naționale de înregistrare, de unde au alocat bani. Câți bani? Bani. Ați văzut câți Dumnezeu bani? Dumnezeu cu milă. Probabil că în 15 ani, din 2004, cât este? Nu, 11 ani, 12 ani. Sper să nu greșesc, dar parcă astăzi am auzit suma de 1 miliard de euro. Atât este a costat aparatura de interceptare. Bun, nu știu dacă aparatura costă 1 miliard, dar probabil una peste alta sunt mai mult de 1 miliard. Care am... Și ați putea face, dragii mei, un calcul repede, 1000 de ofițeri, în jur de 1000 de ofițeri, care erau ochiul, urechea și timpanul acolo,
Mă mir că mi s-a spart timpanul ascultând atât de multe telefoane ilegal. 1000 de oameni, ori pune 1000 de euro pe bucată și vezi în 11 ani cât faci. Bun. Aceste mijloace umane și financiare, când vine Curtea Constituțională și ne spune este ilegal ce ați făcut, nu aveți dreptul să vă erijați și ați ascultat telefoanele ilegal până acum, vin și întreb de bun simț, în momentul 2, după decizia Curții Constituționale, domnul Văcăroiu, n-ați trimis Curtea de Conturi la SRI? Domnule, stai puțin. Bani consumați din bugetul, în loc să dăm pensii și salarii mai mari, îi dăm pe niște tâmpenii ca să facă ăștia niște ascultări ilegale. Le fac legale în regulă. Deci Curtea de Conturi trebuie să deplaseze de urgență la SRI și să vadă care este situația acolo, pentru că acești bani au fost consumați de către conducerea SRI ilegal. Domnule Mărie, și atât de simplu pentru mine. Păi conform acestui denunț a doamnei, păi ce a făcut SRI? Unde e domnul Marta? Atâția bani s-au dat, unde avem? După ordonanță, eu o să-mi păstrez firmă. După ordonanța dată de către Guvernul României, această autoritate națională prevăd că au acces la ea, deci la interceptări, au acces de acum, domnule, procurorii să vină să asculte. E în regulă. Procurorii doamnei Chioveși și procurorii de la DICOT și procurorii de la Parchetul General, pentru că le-au împărțit atribuțiuni, a zis, băi, luăm noi, dar hai să vă dăm și vouă. Uite, și voi la parchet puteți să vă faceți o unitate de interceptări, și voi la DICOT și voi la DNA. Păi să omoară procurorii între ei, domnule. Fac mai multe seriuri. Orice procuror se trezește și bă, am voie, pentru că eu trebuie să interceptez și își face și el o gașcă acolo, ia niște milițieni de la așa, îi duce, pune să asculte, să omoară procurorii între ei. Deci, ca să vedeți că sunt de mârșari. Numai că toți trebuie să meargă să ceară aprobare de la SRI pentru a avea acces la tehnică. Deci, după ce procurorul emite mandatul, se duce la judecător, vede judecătorul care este solicitarea, admite sau respinge, să zicem că admite. Aici e dreptul judecătorului. După ce admite cu dosarul frumușel, acolo are și motivarea pentru ce admite. Să duce la domnul Coldea și domnul Coldea a venit la dumneavoastră să înregistrăm. Pentru că domnul zice, nu vă dau fără aprobare. Ia aprobarea, o vede, în momentul ăla vede că, băi, e o problemă aici. Ia uite, bă, pentru ce îl verifică DNA-ul. Pe cine? Pe Mărieș. Se duce după perete, la sculele lui, a SRI-ului, și ce bagă repede pe Siguranță Națională ca să-l urmărim și noi. Să vedem ce înregistrează. Păi ce facem, mă, fraților? Ce facem? A centralizat mai rău decât până acum. Deci e bătaie de joc de nepermis. Păi, bun, și această ordonanță, ce se va întâmpla când va ajunge în Parlament? CSAT-ul, practic, mai mult, în acest moment n-a făcut altceva. I-au păcălit securiștii din SRI și au luat cu o mână și au dat cu două. Asta s-a întâmplat în CSAT, îmi pare foarte rău pentru domnul Iohannis, dar asta s-a întâmplat. Bun. Acum invocă păstrarea secretului la dosar, ajungem la procuror secretul. Bă, ce secret ajungem, mă, la procuror? Că asta vine serios și spune, domnule, sunt lucruri sensibile, domnul Mărieș, în speță. Domnule, nu putem să, trebuie să facem noi și ascultarea și urmărirea. Băi, voi habar n-aveți și n-aveți, nu, deci voi, în primul rând, sunteți rău intenționați, doi, habar n-aveți de carte. Ok, mă, faceți voi și înregistrarea, faceți voi și cercetarea, îl luați, îl tocați pe ăla, îl băgați la malaxor, așa cum învățați securitate. Ok. Băi, unde ajunge dosarul ăsta, băi, băieți de la SRI? Băi, vorbesc cu un ofițer de bună credință. Domnul ofițer, unde ajunge dosarul acesta? Ajunge la procuror? Nu poți să ocolească procurorul. Da, ajunge la procuror. Bun. Procurorul ce face? Confirmă rechizitoriu. Unde îl trimite domnul Cătălin? La judecător. La judecător. Când a ajuns la judecător pe masă acel dosar, nu devine public? Orice dosar în fază de judecare ajunge, în momentul în care a ajuns pe masa judecătorilor, devine public. Bă, la ce vă trebuie vouă să-l faceți până ajunge public? Sau, aici e marea problemă,
Nici nu știu cum să le mai zic. Că nu mai știu cum să le mai zic ca să nu vă amendeze CNA-ul. Că le-a zice... O, nu-i jignit. Ea le-a zice... Păi nu stai, domne, nu-i jignit, dar jignesc eu. Jignesc inteligența acestei națiuni. Păi bun, dar cine... Acum stați că intervine puțin. Dar cine a pus pe doamna Prună și guvernul? Păi guvern. Serio, poate să ceară. Chiar nu înțeleg. Păi nu, serio, poate să ceară. De ce a pus acest guvern? Cunoscând niște miniștri, stând de vorbă cu doamna Prună de 3 ori. Păi înseamnă că sunt ori sub acoperire, ori șantajați și punct. Ori proști. Ce mai atâta stăm să ne învârtim că serio? Serio, poate să ceară ce vrea. Stai puțin. Bun, ajungem la judecător, devine public, da? Și atunci întreb, ce faceți, măi, tu, ofițer tânăr, ofițer cu experiență, ofițer care deja te pregătești de pensie? Faci acel dosar, ajunge public, ce faceți? Faci rețeaua, refaci rețeaua în justiție, noi spunem, scoateți acoperiți din justiție, tu vii și zici, bă, eu duc dosarul la procurorul cutare care e acoperit. Procurorul cutare îl trimite, păi unde e împărțirea aia aleatorie, care o prevede legea din 2006? Îl direcționează la judecătorul acoperit. Bă, tot public de este, băi băieți. Bă, de ce vreți voi să vă încurcați și să vă încărcați karma cu toate măgăriile care le debitează bătrâneia de la Securitate? Da, domnul Măriește, eu revin. Băi, unde e statul de drept? Avem un guvern, un parlament care să ne protejeze. Serio, încearcă. E normal să încerce. Sunt infiltrați peste tot și încearcă. De unde e guvernul? Unde e domnul Cioloș? Unde e doamna Prună? E prima dată după 89, repet, când se dau asemenea tip de atribuțiuni. Se mută atribuțiunea de la... Cine a dat ordonanța? De la procuror și de la judecător la serviciile speciale mixte, nicăieri în Uniunea Europeană. Să vă întreb din nou. Cine a dat ordonanța? Punct. Cine a dat-o? A dat-o domnul Coldea, că nu e o apărare. A dat-o el? Niște nu. Niște copii tâmpiți, că altfel nu. Păi a dat-o domnul Ciolo și cu guvernul lui. Păi și atunci, despre ce vorbim? Că domnul Coldea poate să încerce să vrea. Nu e o apărare aici. Dar cine a dat această ordonanță? Doamna Prună. Domne, deci ei filtrează în acest moment, filtrează toată informația în continuare. Au reînființat acea direcție de spaimă pentru români dinainte 89, direcția 6-a. Nu că nu au pierdut, au câștigat. Au câștigat. Au câștigat mult. Vor să amestece toate parchetele în mârșevia asta și să... Problema este următoare. Și venim iar la bani. Până la bani, că poporul nu ne înțelege. Dacă ne ajungem la bani, înțeleg. Am văzut-o pe doamna ministru care vine și spune. Colegii, încă 5 minute, vă rog. Vrem procurorul de la DICOT, procurorul de la DNA ne-a solicitat să le dăm bani ca să cumpere scule. Dar de ce să cumpără scule, măi? Le avem. Păi le avem sculele. Și atunci, prima dată Curtea de Conturi, după care se duce să face un inventar, sculele alea nu sunt a SRI-ului, sunt a României. Da, da, Curtea de Conturi de... în subordinea cu e. În subordinea... Că vă dați răspunsul. Curtea care? De conturi. Nu știu, nu mă interesează. În subordinea guvernului. Curtea de Conturi are și ea băiați deștepți și sper să păi da, dar e subordinea guvernului. Sper să nu-l trimită pe sârbu ca păi să nu, facă. Păi nu, domnul Măriești, dar e subordinea guvernului. Bun. De același guvern care a dat acea ordonanță. Domnul Cătălin, mai prelungiți emisiunea cu 5 minute. Acea prelungită cu 5 minute, da. Așa. Aici vorbim despre un guvern, că aici ar trebui să ajungem cine a dat-o. Da? Bun. Încă o dată. Avem acolo niște bani, mulți bani, spuneți 1 miliard. N-are importanță câți, sunt din sudoarea poporului român, nu din sudoarea lor. 2. 1000 de oameni. În acest moment se face următorul lucru. Se ia frumos și se discută cu toți și spune așa, băi, pentru siguranță națională, câte acțiuni ați avut voi, câte dosare, mă rog, într-un an? 1400, 2000, 7000, cât fac astea din multitudinea de dosare, deci din tot ce se lucrează în parchetul general și respectiv DNA. Păi fac 10%, fac 15%, fac 7%. Acel 7%, vă luați sculele frumușel, 7% din scule, și după perete, de aici încoace perete, lucrați pe siguranță națională, băieți. Aveți scule, aveți oameni, lucrați pe siguranță națională. De la perete încoace, voi n-aveți voie să vă transformați în ceea ce a spus Curtea Constituțională că n-aveți voie, da? Deci ca atare de la perete încoace este a Autorității Naționale pentru Înregistrări, da? Domnul Cătălin, nu-i glumă, de ce să dăm bani? Nu trebuie niciun ban. Domnul Mureș, subiectul ăsta trebuie, știți ce ați dat Prună? Simplu, deci mai mult decât simplu. Hei, libertatea, da, cu ghilimele.
libertatea absolută e un lux. Păi și despre ce vorbim? Noi îl permitem. Păi dar despre ce vorbim? Da, haideți mai bine să vorbim de dosarul Revoluției. Haideți să vedem ce a făcut domnul Nicu. Deci insist încă o dată. Da, doamna ministru Prună, nu aveți nevoie de nicio investiție. 7%, 10% din acele aparate au nevoie seriu de ele și foarte bine că au nevoie pentru siguranță națională. Gard, perete, ce vreți voi. Dacă vreți să vă vedeți, eu zic că nu-i bine, să facem un perete. Restul sunt autorități. Iar autoritatea nu este sub controlul SRI-ului. Nu se duce procurorul sau judecătorul la procurorul respectiv, că după ce iau de la judecător aprobarea, se ceară voie se ceară voie lui Coldea. Și dacă i-ar cere voie lui Coldea tot timpul, dar cere voie oricui acolo. Dați-o la Parlament, dați-o la Curtea Supremă, dați-o la Procurorul General, dar nu la serviciile secrete, n-au ce căuta în acest tip de activitate. Punct. Nu trebuie niciun ban, avem instrumente. O singură remarcă vreau să fac. Să nu ne trezim peste un an și trebuie să fim cu ochii pe ei că aceea mie de ofițeri SRI a fost trecută în rezervă de la SRI sau detașată la structurile Ministerului de Interne. Lăsați-mă, luați-mi pe cap. Luați-i și țineți-i. Nu aveți ce căuta informații la procuror și la judecător. Procurorul trebuie să judece cu mintea lui și cu capul lui limpede, neinfluențat de nimeni, face rechizitoriul, îl trimite la judecător care, independent și conform conștiinței, dă o soluție. Atât ne-am săturat de poliție politică în România. Vă rog, rapid, domnul Mărie, da. Haideți să vorbim puțin de dosarul Revoluției, două minute. Ziceți. Ce se va întâmpla în continuare? Dosarul Revoluției. Dosarul Revoluției, domnul procuror general, am înțeles că a transmis o adresă către Comisia Senatorială. Era pe vremuri o Comisie Senatorială pentru aflarea adevărului de decembrie 89, condusă de celebru criminal Sergiu Nicolaescu. I-am spus-o în față, iar nu să mă întrebați probe. I-am spus-o când eram la B1. Dar nu vreau să-i jignim. Păi, dar nu, ce să nu-l jignesc? Dacă i-am spus-o în față, de ce să nu spun și azi? Deci eu nu i-am spus-o mort, i-am spus-o viu. Da? Bun. Unde a fost Sergiu Nicolaescu? S-a murit. Haideți să mergem la dosarul Revoluției, îl luăm, îl punem frumos. Bun, haideți ce se întâmplă acolo? Lăsați-l ce se întâmplă? Morții cu morții. Ce se întâmplă? Domnul, haideți... la televiziunea. Deci termin și eu repede. Domnul Licu a trimis o cerere către Senat să transmită toată documentația pe care au adunat-o în acea comisie, Dumnezeu știe cât e de periată, dar nu contează, cât e s-o trimit. Iar de la Senat s-a răspuns că este clasificată, că nu se poate umbla. Dom'le, ori la ce umbli, e clasificată. Dar de ce e clasificată? Pentru că așa cum este clasificată gospodăria de partid, aia cu toate vilele și cu toate care... Aia mai pot să înțeleg că e clasificată. Care, păi le mai dau o informație ca să știe că știm. 37 de instituții s-au înfructat din gospodăria de partid. Foarte bine. Eu vă spun foarte bine. Era instituția normal, statului. Ale statului. De la patriarhie până la președinție și de sunt la... Sunt instituțiile statului. Dar câți oameni s-au înfructat? Dar de ce secretizată și clasificată? De ce nu știm și noi? Arhiva Partidului Comunist muncită cu sudoare de membrii de partid, că eu au plătit cotizație. Eu n-am fost membru de partid. Bun, dar de ce comisiile au secretizat din dosarul Revoluției? Domnul Cătălin, au secretizat istoria ăștia. Istoria. Acolo s-a făcut istoria. A venit omul, a adus o probă, a adus un glonț, a adus o vorbă, a făcut o conexiune. A adus o casetă, fiecare ce a avut. Dar de ce e secret acest dosar? Au secretizat istoria. De ce? Da? Care e motivul? Trebuie să fie un motiv. Pe care, deși un pic târzie, dar probabil urmărind și plângerea pe care am depus-o, sigur că urmărește în sensul de a putea să dea un răspuns, domnul procuror general. Este vorba de o plângere personală depusă de Teodor Mărieș. Nu e o laudă, e o rezervă pe care am avut-o la asociație, eu am rămas ultimul, eu m-am dus ultimul cu ea direct la procurorul general. Fără niciun fel de merit mai mare sau mai mic ca meu sau a colegilor care se află la Curtea Supremă. Curtea Supremă are termen, ne-a dat termen, din nou pentru alipirea, conexarea, Dumnezeu știe ce va fi, vineri, pe data de 18. Procurorul general... Nu i-a fost suficient doar materialul din dosarul Revoluției, a solicitat și acel material de la Comisia Parlamentară, lucru foarte bun, ăla trebuie adus tot și lipit dosarul Revoluției, pentru că sunt mărturii și declarații ale oamenilor privind acest dosar. Trebuia făcut de mult și acest lucru. S-a mai refuzat, tot la fel, s-a refuzat să fie dat. În opinia mea, generalul Voinea a trimis la Pitești și a luat de acolo 108 jurnale de luptă. 108 jurnale de luptă, care în momentul în care am solicitat integral dosarul Revoluției, conform dispozițiilor Curții Europene, mi s-a dat în prima parte
dosarul, dar fără aceste 108 jurnale de luptă. A fost nevoie să mai intre o dată în greva foamei, ca domnul Boc să secretizeze în două tranșe 108 jurnale de luptă. Atâta timp cât avem jurnalele de luptă ale armatei, nu văd de ce nu s-ar putea desecretiza tot. Tot, încă o dată, tot ce înseamnă înregistrări sunt și astăzi la SRI. Și ce nu are SRI-ul știe exact domnul Opriș de la STS, unitatea unde s-au transferat toate înregistrările. Deci din ca păcat. Atare. Nu, că nu vă las. Nu, hai să urmărești că nu mai trebuie să iau publicitate. Dar nu, vă promit, deci, facem vineri după că aveți termen, facem o emisiune după o oră. Vineri aveți după termen. Dosar. După dosar, facem o emisiune. Da, până vineri mai avem un dosar cu sediu. Vorbim vineri și de sediu și de tot. Nu, e... nu, să nu creadă că mă arde. Deci n-au înțeles un lucru. Asociația 21 decembrie nu a făcut-o nici sediu. Nu sediu a făcut activitatea de asociație. Oamenii au făcut-o. Noi suntem împreună. Stați da, oamenii se tâcă. Sper ca judecătorii de la Înalta Curte să țină cont. Doamnele trei judecătoare care vor judeca contestația noastră la decizia de astă vară, da? Nu mai vreau sediu. Nu mai vreau să intru înapoi. Vreau doar un singur lucru. Să nu-l piardă statul român, că nu e al meu, nu e asociație. Este a statului român. Drăguț. Deci ca atare să se prezinte RAPPS-ul și Ministerul de Finanțe, să susțină documentul, iar judecătoarele să-și intre în rolul activ. Atunci când e vorba de proprietatea statului, cu atât mai mult, orice judecător trebuie să aibă un rol activ, pe care o să-l susțin joi în fața domniilor. Bun, vine ne întâlnim și vorbim și despre sediu și despre dosar. Eu chiar sper până vineri să se rezolve, că nu știu de ce mai vă ține mulțumesc, domnul Nicu. Vă mulțumesc, Rozdor Umăreș. Urmează eu a doua parte. Pentru... Vorbim cu domnul avocat Cuculis despre legea dării în plată, despre ANRP. Revenim cu citate.